dezvoltare medie mi-a fost la Viena, la prezentarea noilor smartphone-uri, flagship de la Xiaomi. Asta este Xiaomi 12 și 12 Pro. Și hai să facem și un prim contact să vedem ce cu ele. Să-i dăm. Deci în stânga mea se află Xiaomi 12, ăla micu, și Xiaomi 12 Pro. Sincer, îmi place foarte mult form factor-ul ăsta micu. E un ecran de numai 6,28 inch, de tocmai 6,28 inch în așa un form factor. Xiaomi are cumva obișnuința de a face smartphone-urile cumva mai înguste, astfel că ele stau super comod în mână. Priviți și voi cum arată. Ăsta este ceva mai mare la 6,73 inch. Vorbind de materiale, avem sticlă cu acoperire mată, iar carcasa de bază este din aluminiu. Ce îmi place este că e un aluminiu mat care arată foarte tare, un aspect premium. Pe culori, ăsta este negru mat, ăsta e un fel de purple. Eu aș merge, dacă sincer, pe un Xiaomi 12 de culoare neagră mat, cred că arată super tare. Pe fundal aici, după cum vedeți, avem un CyberDog care de noroc, dar revenind la smartphone-uri, sincer, designul arată bine, îmi pare că arată mai bine decât la Mi 11. Nu avem module de camere strani, cumva au reușit să păstreze proporțiile în amplasarea acestor camere, un modul care pătrunde ușor din corpul smartphone-ului. Avem margini curbate și în partea din spate și în partea din față. Industria cumva fuge de trendul ăsta, dar aici cel puțin nu deranjează. Sincer, eu țin pentru primele minute în mână acest Xiaomi 12 și pe bune că forma asta îmi place foarte tare. Dacă puneau toate avantajele de aici pe 12 obișnuit, cred că era și mai tare, dar haideți să vorbim despre aceste avantaje. Pe display-uri este situația următoare. Cum vă spuneam, aici avem o diagonală de 6,28 inch, aici de 6,73 inch. Ambele sunt ecrane AMOLED cu suport PCI-P3, sRGB. Diferența este în rezoluție. Aici avem o rezoluție Full HD Plus, aici un Watt Quad HD Plus. Ambele rulează la 120 de Hz, doar că versiunea Pro are un panel de tip LTPO, ceea ce înseamnă că el poate coborî rata de refresh chiar până la 1 Hz, astfel economisind din baterie. Și apropo, atrageți atenție că indiferent că vorbim de 12 sau de 12 Pro, marginile sunt la fel de subțiri la ambele și în partea de jos avem o bărbie așa foarte discretă, iar datorită display-ului curvat e clar că marginile din părți nu se văd atât de tare. În materie de putere, situația este următoarea. Ambele smartphone-uri vin cu un nou procesor Snapdragon 8 Gen 1 a celor de la Qualcomm. Este procesorul lor de top pe care îl mai vedem și pe alte smartphone-uri flagship. Totodată avem minim 8 GB de RAM cu 3 GB virtual și 128 GB de stocare, evident fără posibilitate de memorie extensibilă. Din primele butonări, smartphone-ul se mișcă super rapid cu acești 120 de Hz. Este un procesor deja verificat și sunt sigur că are suficientă putere. Întrebarea este, ca de obicei, la supra-solicitări, cât de tare se încălzește și când începe throttling-ul, dar asta vom afla în review-uri și comparații mai detaliate. Partea care interesează pe majoritatea sunt, desigur, camerele. Începem cu ăsta micu, deci avem un senzor primar de 50 de megapixeli, după care o cameră ultra-wide de 13 și un telemacro de 5 megapixeli. Pe lângă asta avem posibilitatea de a filma în 4K cu 30, cu 60 de cadre și chiar în 8K cu maxim 24 de cadre pe secundă. Însă chestiile interesante le găsim totuși la 12 Pro. Aici avem 3 senzori a câte 50 de megapixeli. Nu este același senzor ca și la 12, e ceva mai mare. E un senzor nou de la Sony, IMX707, iar ăștia doi, din câte știu, sunt senzori Samsung. Deci un senzor de 50 de megapixeli ultra-wide și unul telefoto tot de 50 de megapixeli care îți oferă un zoom 2x. 12 Pro, evident, la fel poate filma și în 4K cu 30, cu 60 de cadre pe secundă și în 8K cu 24. Acum o să pun câteva exemple cu toate camerele pentru ca să vedeți într-adevăr ce pot.
Pentru autonomie, Xiaomi 12, ăsta micu are o baterie de 4500 de mAh, iar 12 Pro de 4600. Diferența este la încărcare. Cel mic se încarcă cu numai 67 de W, o cifră suficient de mare în industrie, însă 12 Pro se poate încărca cu o putere de 120 de W. Apropo, încărcătoarele la ambele le găsești în cutie, nu trebuie să le cumperi separat. Totodată avem și wireless charging cu putere de până la 50 de W și reverse wireless charging. Deci eu mă aștept la o autonomie foarte bună din partea la ambele, mai ales că la 12 Pro avem și acest display LTPO care ar trebui să fie cu 50% mai eficient decât un display obișnuit. Din alte chestii mici, dar importante, haptic feedback-ul la ambele este foarte tare, o senzație tactilă foarte plăcută și sunetul. Avem un sunet stereo în toată legea, deci câte un speaker stereo pe fiecare din laturi, cu așa un waveform neobișnuit. Speakerele sunt donate de cei de la Harman Kardon, acum acest un pic de călăgie, dar eu le-am ascultat, nu se aud tare, însă calitatea este consistentă cel puțin. Deci, care sunt concluziile? La sincer vorbind, eu nu mă gândeam cum să plac atât de tare ăsta micu, dar Xiaomi 12 este un raport ideal dintre mărimea display-ului și dimensiunile smartphone-ului. Pe bune este foarte compact și comod și în continuare este un flagship, adică avem același Snapdragon 8.1, la fel 8 GB de RAM, memorie suficientă. Display-ul este foarte tare, la fel cu 120Hz, un AMOLED, da, rezoluția este un pic mai joasă, dar nu cred că vei observa diferența și foarte important, marginile nu sunt mai groase decât la smartphone-ul vedetă. Da, unica întrebare ar fi poate la camere, pentru că nu avem acest trio câte 50 de megapixeli, doar camera principală este de 50 și după aia una ultra-wide și un macro pe care eu nu cred că l-aș folosi atât de des. Smartphone-urile arată bine, deci nu avem niciun fel de exagerare la aceste module de camere. În nuanța neagră, eu cred că iată 12 nuanța neagră e killer, pentru că și sticla este mată și partea asta de aluminiu la fel este mată. Dacă nu erau cu ecranele curbate, în genere era ideal. Și totuși 12 Pro este vedeta. Aici avem display-ul mai mare, mai bun, rezoluție mai mare, e un LTPO care are o rată de refresh variabilă. Specificațiile pe interior sunt aceleași, dar la camere frame-free ăsta iese în față cu acest trio de 50 de megapixeli, trebuie să impresioneze. Senzorul principal Sony IMX707 într-adevăr face o treabă tare bună. Întrebarea mea la 12 Pro este autonomia, pentru că aici 4500 de mAh sunt suficienți, dar 4600 pentru un smartphone atât de mare, urmează să vedem. Voi, apropo, mai jos în comentarii, scrieți-ne cu cine poate ați vrea să le punem la un battle și ce să mai testăm la ele, pentru că, într-adevăr, posibilități au. Totodată nu uitați să dați un like acolo mai jos sub acest video. Voi a fost Vico. Toate bune!